Festivalul Internațional Pro Patria Tinere Talente Românești a fost inițiat în 2011 cu scopul de a identifica, valoriza și sprijini excelența în rândul românilor rezidenți în Italia și, în general, în străinătate. De-a lungul primelor 9 ediții, accentul a fost pus pe ideea propagării culturii românești în Italia, cu accent pe contribuția acesteia la consolidarea relațiilor între comunitatea română și cea italiană, organizatorii considerând esențială păstrarea identității naționale sau formarea acesteia în conștiința tinerilor, viitoare personalități ale culturii, sportului, științei. Dragi compatrioți, stimați organizatori ai festivalului Tinere Talente Românești, dragi copii și tineri, ne aflăm în acest an la o ediție specială a festivalului Tinere Talente Românești, pentru că sărbătorim 10 ani de când această inițiativă a luat naștere, o inițiativă lăudabilă la care am participat în calitatea mea de atașat cultural pe vremea aceea și în care am crezut, tocmai pentru că tinerii reprezintă energia unei națiuni. Ei sunt capitalul uman cel mai important în care trebuie să investim. Este imperativ să facem acest lucru prin politici foarte clare, prin politici sustenabile, printr-o educație bună și în același timp prin a reuși să pregătim în mod clar calea celor care mâine vor reprezenta partea cea mai importantă a națiunii noastre. De asemenea, cred că tinerii se va umineam, trebuie să aibă spațiul lor de manifestare, iar festivalul Pro Patria oferă acest spațiu. Motiv pentru care doresc să îi felicit pe organizatori. Aș putea să fac o enumerare a multor momente pe care le-am petrecut împreună. La fel cum ar trebui să fac mențiuni mai numeroase a celor care și-au adus contribuția în această perioadă de 10 ani. Un nume însă trebuie să-l menționez, este cel al doamnei Mioara Moran, pentru că dumnea ei a dovedit perseverență și în același timp a dovedit dăruire. Începând cu anul 2013, când festivalul a căpătat valența internațională, pe scena sa au urcat artiști consacrați sau tinere talente din Franța, Austria, Statele Unite, Belgia, Spania, Olanda, Germania, Italia, Republica Moldova, Anglia, România, mulți dintre aceștia fiind premiați cu trofee Pro Patria, cu premii de excelență sau burse de studiu. Participarea tinerilor din mai multe țări reprezentative pentru diaspora română a condus la o mai bună cunoaștere a României culturale în țările de reședință ale acestora, o apreciere pozitivă în continuă creștere a valorilor culturale ale poporului român și, respectiv, reconsiderarea și aprecierea la adevărata lor valoare a românilor de pretutindeni și a țărilor de origine. Iată că am ajuns la un an de răscruce. 2020, anul 2020, este un an foarte important pentru noi și pentru noi, pentru viața noastră personală, dar și pentru faptul că Festivalul Internațional Pro Patria, copilul nostru de suflet pe care l-am creat acum 10 ani, împlinește o frumoasă vârstă. Împlinește 10 ani de viață și ne bucurăm că reușim să venim cu o mărturie frumoasă a acestor 10 ani de viață parcurși în acest timp. Spun că e un an de răscruce. De ce? Pentru noi ca persoane se împlinesc 20 de ani de când am venit în Italia și de când viețile noastre au luat un alt drum. Un alt drum pe care ne l-am construit cu bucurie aici în Italia, dar și, n-aș putea să spun, cu foarte multă ușurință. Am reușit să ne creăm ceea ce ne lipsea, de fapt, aici în Italia. Am reușit să ne creăm o România noastră, în care să ne simțim, în care să ne simțim bine și să ne țină legați de ceea ce am lăsat acasă.
instrumentul, să-l chemăm așa, prin care am reușit să facem lucrul ăsta a fost că am creat o asociație, am creat asociația Pro Patria, care de-a lungul timpului a reușit să facă foarte multe activități culturale, a reușit să promoveze o altă imagine a României, imaginea pe care ne dorim noi să o avem, pe care o simțim că în realitate o avem, și să creăm acest festival, acest festival al tinerilor talente românești, prin care promovăm excelența tinerilor români peste hotarele țării. È stato un piacere, una sorpresa quando da delegato di Roma Capitale rapporti con l'Europa e i cittadini non comunitari sono stato contattato dall'associazione Pro Patria che mi ha portato questo bellissimo progetto, il progetto Il Galà dei Giovani Talenti. Per me è stata una sorpresa, è stata una scoperta, una bellissima scoperta, perché era un modo diverso all'epoca di raccontare la comunità romena qui a Roma e soprattutto in Italia. Andando al di là dei luoghi comuni, che molto spesso sappiamo essere un po' troppo spesso rievocati quando si parla di cittadini romeni, invece abbiamo scoperto che c'è un'eccellenza, tanti giovani talenti, per lo più ragazzi che sono nati anche in Italia o che da piccolissimi sono venuti qui a Roma e che qui hanno potuto studiare, si sono dilettati in diverse discipline, e il Galà dei Giovani Talenti li ha messi tutti alla luce, ce li ha fatti conoscere a noi, li ha fatti conoscere all'amministrazione, a Roma Capitale, ma li ha fatti conoscere soprattutto alla città di Roma, perché è bene che si parli di questo, è bello parlare di esperienze positive, di persone che si sono affermate, di persone che grazie anche a Roma e all'integrazione hanno avuto la possibilità di emergere e di distinguersi nel mondo. Quindi io spero che tanti di quei giovani che abbiamo visto in queste rassegne oggi abbiano trovato fortuna e abbiano trovato la loro migliore collocazione per la passione che hanno portato avanti. E questo lo si deve comunque alla caparbietà, alla bravura di chi ha ideato questo progetto, a Pro Patria, a Mioara, che è la presidentessa di questa associazione, che quando mi ha raccontato questo progetto me l'ha raccontato con tanto entusiasmo, tanto da coinvolgermi e da coinvolgerci, e soprattutto la ricerca, il connubio con l'amministrazione comunale è stata anche la carta vincente. Thank you.
Ne aflăm în curtea interioară a Academia din România, în Roma. Sunt Oana Boșca-Mălin, director adjunct al acestei instituții, responsabil de programe culturale, și aduc în primul rând salutul domnului director, profesor Rudolf Dinu. Suntem aici acum ca să vorbim despre festivalul Pro Patria, un festival care s-a născut acum 10 ani, grație activității și sufletului pus de Mioara și de Nicu Moraru și de oamenii pe care au știut să îi aducă alături de ei. Un festival care a fost legat încă de la început în mod simbiotic de Academia din România, iar noi ne bucurăm foarte tare de acest lucru. Un festival care se află acum la 10-a ediție, sigur că o ediție atipică, așa cum sunt atipice vremurile pe care le trăim. În mod normal, la concertele sau la proiecțiile de film sau la spectacolele de teatru din cadrul acestui festival, bună oară chiar la fiecare gală a premiilor, spațiile unde se desfășoară aceste evenimente sunt pline, sunt înțesate ca un furnicar de public dornic să asiste și să participe direct, să se implice de multe ori direct la aceste evenimente artistice, fie că este vorba despre public din comunitatea românească din Roma și nu numai din Roma, fie că este vorba despre italieni dornici să afle despre cultura română, de a cărei difuzare se ocupă asociația culturală Pro Patria, așa cum, desigur, într-un mod instituțional și ca reprezentanți ai ICR, ne ocupăm noi aici la Academia din România. Bonjour, buongiorno a tutti. Sono Nolwenn de Lille, coordino l'attività culturale presso l'Institut Français Centre Saint-Louis. Siamo molto contenti, molto lusingati di partecipare a questo filmato e celebrare anche online questo 10° anniversario del Pro Patria Film Festival. Quindi grazie a questa associazione, grazie a quel festival di darci la parola, perché per noi è stata una bellissima collaborazione che è iniziata nel 2018 con una proiezione del film Octave e nel 2019 del film Il giardino di Celle di Dache. Quindi è stato per noi un'evidenza collaborare con il festival, in quanto la Romania è un paese che fa parte della francofonia e noi abbiamo molto a cura la francofonia e lo spazio francofono. Quindi continuare e avere e accogliere progetti del festival presso l'Institut è stata un'evidenza. Ricordo con molto piacere appunto gli appuntamenti da noi con tante persone, una voglia di condividere e veramente un savoir-faire, una professionalità per condurre il progetto, per rapportarsi con le persone, una grande condivisione, una grande voglia di appunto far vedere e far conoscere l'eccellenza romena, e quindi siamo ovviamente molto contenti di poter partecipare e dare voce anche a questi nuovi talenti. Thank you.
celor 10 ani de istorie, festivalul a avut caracter multidisciplinar, propunându-și evidențierea excelenței tinerilor români stabiliți în străinătate. Prin intermediul numelor importante care de-a lungul timpului au urcat pe scenă sau au colaborat, festivalul s-a aflat în rândul evenimentelor de înaltă ținută artistică realizate în Italia. Doamna Mioara Moraru m-a invitat să dețin rolul de director artistic al festivalului, iar acest lucru, în afară de faptul că mi-a făcut mare plăcere, a fost și o onoare pentru mine, pentru că mi-a dat posibilitatea să mă exprim ca româncă de ani de zile stabilită în Italia, în acest domeniu care îmi aparține, în definitiv, este profesia mea, de zeci de ani de zile și lucrez cu mare drag în organizarea de concerte și evenimente deja de foarte mulți ani de zile, de când aveam 24 de ani și mă ocupam de promovarea tinerilor soliști și diplomați de la Conservatorul din Piacenza cu care colaboram. Deci a fost un moment magic, eu mi-am dat seama imediat de obiectivele importante ale festivalului, printre care trebuie să menționez neapărat dorința de a pune în evidență excelența tinerilor stabiliți cu familiile lor în Italia și această nevoie, necesitate de, pentru România de a se expune în maniera cea mai reprezentativă, aș spune strălucită, prin excelența românească în diaspora. Deci noi am căutat în tot modul, în toate școlile, în asociații, printre copiii din comunitatea românească în Italia, talente în toate domeniile, mai ales muzical, pentru că este profesia mea, dar în orice caz festivalul are un caracter multidisciplinar și noi suntem întotdeauna predispuși să dăm o deschidere tuturor acelora care doresc să își demonstreze talentul, să-și arate capacitatea. Sono Carla Romana Antolini, ho conosciuto Mioara nell'ambito di un percorso che chiedeva a Roma un centro interculturale, proprio perché abbiamo in comune il credere che la cultura possa davvero essere un strumento per una convivenza pacifica tra i popoli. Quindi in questa cosa ci siamo incontrati in un movimento che voleva essere un movimento politico istituzionale che chiedeva alla città di Roma un luogo di incontro dove tutte le culture si potessero esprimere. Da questi svariati incontri e tentativi di incontrare tutte le istituzioni è nata un'amicizia e un incontro di percorsi perché ci siamo sentiti subito sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi ho conosciuto immediatamente il Festival Pro Patria dei Giovani Talenti ed è stata una rivelazione molto importante per me perché mi ha aperto la prospettiva più che quello che potesse essere per me, che magari sono sempre stata un po' curiosa a culture altre attraverso la lettura, il teatro, la musica, ma ne ho carpito proprio la potenzialità che potesse avere su tutte le fasce di età. Perché obiettivamente il Festival Pro Patria è anche una festa di incontro fra diverse generazioni,
quindi sempre con sale affollate di famiglie, di bambini, che appunto chi aveva meno la conoscenza della cultura romena ha potuto approfondire, ma la cosa ancora più bella è stata proprio l'incontro che ci sono stati tra gli artisti. E appunto all'interno del Festival Pro Patria poi ho conosciuto anche dei musicisti non romeni che hanno collaborato con dei musicisti romeni e lì ecco la sfida forse più bella, no? Nel senso che le culture sono belle quando si mischiano e mio area è riuscita a carpire molto bene questa cosa, perché chiaramente c'erano musicisti sempre con un altissimo livello che hanno incontrato musicisti italiani, francesi, eccetera. E quindi è stato insomma proprio una festa. E poterlo accompagnare nella comunicazione è stata ancora un'esperienza emotivamente più forte, perché appunto ho fatto riunioni con tantissime donne splendide che parlavano tutte in italiano nonostante fossi io l'unica italiana, e non è un dettaglio, perché questo è un'attenzione all'altro che obiettivamente stiamo assolutamente perdendo. Și iată că suntem în anul 2020, un an deosebit, un an în care a trebuit să ne redescoperim, să ne reinventăm. Chiar dacă am fi vrut, într-adevăr, să avem o ediție jubiliară a acestui festival, va avea o cu tot altă formă. Vor fi, pe parcursul acestui festival, 5 concerte pe care le veți putea asculta online, vor fi înregistrate și le veți putea asculta online, din care se vor putea, veți asculta câteva fragmente și în cadrul acestui video de prezentare. Dar ce este cel mai important în acest an? Ne-am întors acasă. Ne-am întors acasă cu festivalul, ne-am întors noi acasă în Focșani, de unde am plecat acum 20 de ani, unde am avut o primire extraordinar de călduroasă din partea publicului, care a venit foarte numeros la concertele noastre, dar și din partea autorităților și a colaboratorilor locali. Classic 14 este un festival nou apărut în constelația festivalurilor de muzică clasică, care se desfășoară în România, este la prima sa ediție. Este realizat de Hubart Agency, în colaborare cu Asociația Cultural Română-Italiană Pro Patria și nu numai. Este cofinanțat de către AFCN și își dorește să fie o piatră de temelie aici, în Focșani, pentru a reuși să aducem și să apropiem publicul tânăr și foarte tânăr de acest segment de muzică, poate de multe ori considerată elitistă, dar care totuși am văzut că prinde foarte bine și la tineri și la publicul adult de aici, din zona. Ne dorim să continue pentru că Hubart și ceilalți parteneri au deja experiență în Italia, în a organiza acest fel de festival, care, în principiu, nu poate aduce decât foarte multă liniște sufletească, foarte multă dorință de a sta împreună, iar în Ateneu vara aceasta tot ceea ce s-a desfășurat sub deviza Fă armură din cultură. Să reușim să educăm copiii așa încât să îi avem alături de noi foarte mult timp și să le dăm momente de valoare, amintiri de valoare. Of course, it's much more better than just staying at home and studying by myself, especially in the time of quarantine right now with COVID-19. It's much more better because I have the chance not only to have masterclass, but also to listen to concerts and to take part in concerts. And I really enjoy it.
Chiar dacă tu te simți mai nesigur pe tine, acești oameni chiar nu te subestimează, ci te fac să te apreciezi cât mai mult și te ajută foarte mult. Iar asta este valabilă și foarte importantă pentru orice tânăr care este la început de drum, mai ales să ai o oarecare încredere în tine. Da, a fost experiență foarte, foarte frumoasă și mare pentru mine și sunt foarte fericită pentru că am oportunitatea aceasta să cânt, să studiez și să cânt la concerte, să aud concerte. Au reușit anumiți oameni să iasă la lumină și să facă evenimente ca acesta, Classic for Teens, care, după părerea mea, a deschis niște posibilități uriașe și a făcut posibile anumite evenimente foarte frumoase. Și cred că acest masterclass ne ajută pe fiecare să ne dezvoltăm profesional și personal. Creează o atmosferă relaxantă și mă simt de parcă sunt acasă și pot să învăț mai cu sporul, adică nu am emoții sau așa. E foarte ușor în acest domeniu să-ți faci prieteni sau să te înțelegi cu oamenii. Până la urmă, muzica și arta ne unește pe toți și consider că tot ceea ce am învățat la momentul când eram de vârsta lor trebuie dus mai departe, cu siguranță, și avem posibilitatea ca prezența noastră să însemne ceva pentru profesorii de aici din localitate, pentru elevii de aici din localitate și, de ce nu, pentru generația de mâine a instrumentiștilor. Să facem curândul pentru a participa cât mai mulți în sălile de curs și cred că a fost o experiență pentru fiecare, una specială, pentru că artiști care iau parte la Classic for Teens nu vin în fiecare zi la Focșani. Din ce am observat până acum, oamenii au fost deschiși și am văzut sala plină. Și oameni care le cereau artiștilor visuri și erau încântați de ce se întâmplă pe scenă și erau prezenți. Iar la final, cum se spune și în teatru, inimile noastre băteau în același ritm. Suntem bucuroși că acest lucru se întâmplă și se întâmplă în situația de pandemie. Este primul eveniment care s-a întâmplat acum, după deschiderea sărilor de spectacole. Este un semnal pozitiv pe care încercăm să-l culegem noi și să-l dăm și lumii din jur, că este nevoie de acest tip de evenimente, este nevoie de cultură, este nevoie ca artiștii care au performat și vor performa în continuare pe scenă să aibă contact cu publicul, să simtă vibrațiile publicului și publicul are nevoie să-și împărtășească bucuria împreună cu artiștii de pe scenă. Mulți ani, Pro Patria! Anul acesta, festivalul împlinește 10 ani. Desigur, condițiile nu sunt tocmai favorabile celebrării, dar muzica va reuși, grație tehnologiilor moderne, să ne apropie, să ne bucure. Acest festival este deosebit, fiind un festival transversal, ce susține de 10 ani evenimente de o mare calitate, profitând de o constelație internațională și încurajând
prin burse și prin premii tineri români de pretutindeni ce au toți un factor în comun, excelența. Grație colaborării cu Ambasada Română din Roma și cu Academia de România din Roma, multe concerte și recitaluri au fost susținute de artiști de renume internațional pe scena Conservatorului Santa Cecilia din Roma. Sunt foarte mândră să fac parte din familia Festivalului Pro Patria și sunt sigură că vom putea sărbători așa cum se cuvine în sările de concerte cât de curând. La mulți ani! Volevo dire e aggiungere una cosa fondamentale. Un festival si fa sempre in collaborazione con tante persone, ma dietro ci sono sempre delle persone che stanno sempre dedicate al lavoro e si impegnano tantissimo. E in questo Pro Patria Film Festival bisogna ringraziare Mioara e Niku che danno anima e corpo, devo dire, a questo festival perché ci credono e fondamentalmente la passione che veramente ci trane e loro posso assicurare che ce l'hanno. Quindi buon festival Mioara e complimenti. Este un festival de 10 și nu atât de 10 ani și de nota 10. Iar retrospectiva care se face în acest an este o retrospectivă care merita făcută și care sper din suflet că va da mărturie a acestor 10 ani de până acum, va atrage public pentru edițiile următoare și va fi o repornire cu dreptul. La mulți ani, Pro Patria! Suntem mândri de ceea ce am reușit să realizăm până acum, în toți acești 10 ani, de ceea ce am reușit să realizăm în acest an, așa dificil cum a fost, dar pentru noi extraordinar de viu și de fructuos. Și ne dorim ca de anul viitor să, dacă anul acesta am închis cercul celor 10 ani, anul viitor să venim cu alte propuneri, cu alte inițiative, la fel de încărcate de emoție și de valori culturale, așa cum am propus de fapt și până acum. Mulțumim din suflet tuturor colaboratorilor care au fost alături de noi în toți acești ani. Mulțumim din suflet tuturor martorilor care au venit să își aducă mărturia în această prezentare pe care o urmăriți dumneavoastră acum. Și aș putea să spun că am ales toate aceste persoane pe care le vedem acum în acest video, tocmai pentru faptul că au fost alături de noi de la începutul acestui festival. Sunt persoane importante care au susținut acest festival și prin colaborarea și participarea dumnealor și a instituțiilor pe care le reprezintă, ne putem da seama cât de important și cât de bine s-a lucrat împreună, în echipă. Pentru că un așa festival nu se poate lucra decât, nu se poate realiza decât în colaborare și în colaborare strânsă, instituțională, cu instituții române, cu instituții italiene, pentru că s-a întâmplat aici în Italia, și cu o echipă puternică, o echipă puternică în spate, care a putut să susțină și să lucreze cot la cot, zi de zi, în decursul acestor 10 ani. Ce pot să spun? Urez acestui festival, este copilul nostru, îi urez viață lungă de acum înainte și să ne vedem cu bine la următoarele ediții.